Bărbatul de 51 de ani din comuna Crușeț a fost reclamat de nevastă pentru agresiune. Polițiștii au emis ordin de protecție, iar soțul agresiv a fost obligat să părăsească domiciliul conjugal și să nu se mai apropie de soție la mai puțin de 100 de metri. Bărbatul a vrut să se răzbune și s-a întors la casa femeii pe care a amenințat-o. Aceasta a chemat din nou poliția, iar soțul a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 19 august anul curent, polițiști din cadrul secției O Poliție Rurală Stoina au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 51 de ani din comuna Crușeț, bănuit de săvârșirea infracțiunii de nerespectarea prevederilor impuse printr-un ordin de protecție. Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că la data de 19 august, bărbatul ar fi pătruns în domiciliul comun și ar fi exercitat acte de amenințare asupra soției sale de 37 de ani din aceeași localitate, încălcând prevederile ordinului de protecție. Polițiștii din județul Gorj au emis de la începutul anului 10 de astfel de ordine de protecție pentru violență în familie.